ca un vultur pe vârful din marea din Altun. Intrarea în castel. Și un grup de fosile care a venit cu noi. Niște ziduri greoaie. Porți, podețuri, lanțuri, creneluri. Lanțurile cu care se trăgea poarta. Podul. Se văd cuștile pentru prizonieri, pinte gratii. O curticică interioară și o scară în spirală. Deci în dreapta sunt cuștile pentru prizonieri. Vai și amar de capul lor, dacă stăteau acolo. Poate că nu au spațiu. Altă curticică interioară. Donjonul principal. Scara interioară și o curte interioară.
Monica, și acum ar ajuns aici. Da, care am mers pe jos. Ne-am urcat cu mașina pentru că era timp de ploaie. Alții mai curajoși ca ei au venit pe jos. Se urcă destul de mult. De sus, de pe Metereze. Este o panoramare nemaipomenită asupra văii. Care fac eu acum. Cu aparatul. Chiar cu timpul ăsta destul de închis. Se vede minunat. Niște imagini pe care ar fi din basmele cu zâne și balauri. Și aștept să apară balaurul și făt frumos. Asta e foarte nu prea frumos.